Cântă cucu, bătăl vina, fals ca Brânciu și ca Ina. Uite! Ai mers pe calea muzicii și mă bucur din suflet, că ai ce spune, ai ce spune. Și bine ai venit la podcast. I-ai dat porecla lui Moroșanu, moartea din Carpați? Trebuia să fie ceva și comic, dar și înfiorător în același timp. Și nu găsea nimeni nimic. Băi, moartea, cum mi se pare, înfiorătoare, dar moartea din Carpați. Așa a rămas numele. Băi, și-mi place, băi, gata, de acum sunt moartea din Carpați. Ca în aeroport eu te scanez și de mărunt te deposedez. Și dacă pigul e ușor, îți fur și tija din picior. Îți fur purcei din purcea, pe frate tu din maică ta. Și dacă vreau să mă simt bine, îți fur nevasta de sub tine. Trebuia să-mi pun dinții pentru că nu se mai înțelegea ce vorbeam. Am zis, vreau să zic tată, ziceam flaflă. La fasolă ziceam fanfole. La Brânciu cum ziceai? Flenciu. Am vrut să-i zic, nevastă mea, scumpa mea, te iubesc. Și mi-a ieșit firar, mamă, ta dracu de curând, mi-ai mâncat 20 de ani din viață. Hai să lăsăm glumele. Pentru că vreau să văd... Cum dacă... să lăsăm glumele? Mă lași muritor de foame. Să-mi fii mireasă, tu ești tot ce-mi doresc. Să-mi fii mireasă și să spun te iubesc. Și să spun te iubesc. Îmi vine în minte Dan Sava. Dan n-a trăit 32 de ani, a trăit 64 de ani pentru că se distra dublu. Și dormea pe jumătate. Știi care e faza? În momentul în care înveți să te bați, nu te mai bați. Adică înveți să mă apăr. Adică asta aia nu da, trebuie să aia zic. Aia da, dau sfaturi tuturor copiilor. Să înveți arte marțiale pentru echilibrul lor psihic, în primul rând. Și acum... Și acum... 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Atenție la sticlă. Ți-am distras, atenție. Ți-am distrus, atenție. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se întoarcă la mine. Ne, 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 parte. Cât de departe, te, 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 te. Opriți CD-ul ăla, cântăm live. Hai toată lumea cu mine. Cât de departe, cât de departe.